Yeah.
Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului pentru astăzi se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, versetele 25 și 26, unde cuvântul Domnului spune așa. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Amin. Mesajul de astăzi se intitulează Ce este viața? Ce este moartea? Câteva zile în urmă au plecat la Domnul preiubiților și frați slujitori Ioan Șerban de la Arad și Viorel Candrianu de la Ipoteș Suceava. Două zile în urmă am primit vestea trecerii în veșnicie și a preiubitului nostru frate Dorel Măcelaru de la Timișoara, un alt slujitor binecuvântat al Domnului. Suflete scumpe care au slujit cu sfumpătate Domnului în familiile lor, în biserică și în mijlocul semenilor, oameni de toată isprava. Am avut harul să slujesc împreună cu dumnealor în diferite locuri, în diferite împrejurări și în diferite lucrări. Au plecat la Domnul zilele acestea mulți alți copii ai Domnului din țară și din afara țării. De ce e așa, o știe El. Și prin lucrarea aceasta, Domnul ne cheamă la El. Ne cheamă să ne aplicăm cu și mai multă atenție asupra cuvântului Lui și să medităm atent la viață și la rosturile ei. Biblia spune, între altele, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El și într-un alt loc pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Familiile celor decedați sunt copleșite de durere și întristare, de despărțirea de cei dragi, dar și de faptul că nu pot organiza un serviciu de înmormântare cu toate cele necesare, cum se obișnuiește sau cum se cade. Nimeni să nu se întristeze peste măsură de mult, nici de lucrul acest. Noi nu ne întristăm ca cei care nu au nădejde. Domnul Iisus a avut parte de o înmormântare de om sărac. Doar câteva persoane au alcătuit, cum spunem noi, cortegiul funerar, fără fanfară, fără cor, fără predici, poezii, cântări sau rugăciuni. Pe de altă parte, milioane de copii ai Domnului au murit de-a lungul miilor de ani și nu au avut parte de nicio slujbă de înmormântare. Unii au fost sfâșiați de fiare sălbatice în arenele romane, alții au fost răsigniți, alții au fost împușcați și aruncați în grob comune, etc., etc. Dacă putem organiza o binecuvântată slujbă de înmormântare pentru cei dragi, să zicem din toată inima lui. Iar dacă nu se poate, să zicem de două ori din toată inima lui. Să nu ne întrisăm peste măsură de mult și să nu-L întrisăm nici pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ne întărim inimile prin cuvântul care a fost șetit. Iisus a zis, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Biblia Cuvântului Dumnezeu spune că suntem străini și călători pe acest pământ. După viața pământească urmează viața veșnică. Deci viața continuă după moarte. Cel care își trăiește mereu moartea aici, așa cum și-a trăit-o Domnul Iisus, capătă de aici puterea veacurilor viitoare, energii spirituale pe care le sfințește după moarte. Domnul Iisus este exemplul nostru în toate privințele și este exemplul nostru și în privința aceasta. El s-a răsignit la 33 de ani, când era în plină putere de viață și ne-a dat pilda aceasta, ce înseamnă să murim față de lume, față de păcat, față de noi înșine și față de diavol.
dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Moartea este pentru cel credincios trecerea într-o altă ceată superioară de slujitori ai Lui Dumnezeu. El trebuie, credinciosul, să se obișnuiască cu gândul morții. Fiecare culcare în pat să ne fie ca o culcare în mormânt. Despre părintele nostru Avraam, cartea Geneza ne spune că el a murit și a fost adăugat la poporul lui. A fost despărțit pentru o vreme de poporul lui și a venit pe pământ. Și după ce și-a încheiat ucenicia, a fost adăugat la poporul lui, având experiența foarte importantă a vieții pământești. Mai mulți ani în urmă, preiubitul nostru frate Teodor Pandrea a trecut la cele veșnici. Dumnealui avea o afecțiune foarte serioasă, probleme cu inima, și când vorbeam uneori seara prin telefon, la sfârșitul conversației îi spuneam: dacă n-ai să te mai trezești în așenutul patului dimineața, să te trezești prin îndurarea Domnului în împărăția cerurilor. Și Dumnealui răspundea cu inimă bună: amin. Apostolul Pavel spune: mi-ar fi cu mult mai bine să mă mut acasă la Domnul. Și tot el, vorbind despre moartea lui, spune așa: clipa plecării mele este aproape. Se ridică ancora, se întind pânzele și se iese din port spre mare. Asta este imaginea pe care o sugerează cuvântul acesta foarte important. Deci noi prin moarte intrăm în oceanul unei sfere mai largi și a unor oportunități mai mari. De aceea moartea nu îl turbulă pe credinciosul adevărat. El știe despre fratele său care a murit și care a avut aici dureri, griji, slăbiciuni, că acum este în casa Tatălui și Dumnezeu i-a șters orice lacrimă din ochi. Moartea l-a eliberat de rele. De ce, deci, să ne doară moartea cuiva drag? Sigur că ne întristează despărțirea de cei dragi, dar noi nu-i plângem pe ei și pentru locul unde au ajuns. Ei ne-au părăsit numai nițel pentru a vizita pe Tatăl Ceresc, unde ne așteaptă și pe noi. De ce să plângem la moartea cuiva drag? Să plângem fiindcă iubiții noștri nu mai plâng? Fiindcă ei sunt fericiți cu toți sfinții? Să plângem fiindcă ei sunt acolo unde dorim și noi să fim? Ei acum, când Dumnezeu ne-a luat pentru o vreme, pentru ca inima noastră să ardă mai mult pentru Dumnezeu și pentru cerul lui binecuvântat. Îmi aduc aminte cum mama mea mult iubită, pe pat de moarte fiind, între altele, mi-a spus: mamă, să-mi faceți o înmormântare simplă și scurtă și să nu mă plângeți mult ca să nu mă întristez. Moartea celui născut din nou este forma în care Dumnezeu îl cheamă la o slujbă mai înalt. În cartea Apocalipsa, din loc în loc, cuvântul Domnului spune așa: celui ce va birui, îi voi da stăpânire peste neamuri. Sau îi voi da stăpânire peste 10 cetăți, peste 5 cetăți sau peste 2 cetăți. Sau îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Sau îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Nimeni dar să nu se mai îndoiască cu privire la realitatea învierii. Ce legătură este între Dumnezeu și Belial, între cel credincios și cel necredincios? Cât despre ceilalți, moartea îi pune într-o situație grea. După moarte nimeni nu spune: o, să fi avut mai mult bine pe pământ, ci să fi făcut mai mult bine. Dacă noi dăm frâu liber poftelor în timpul vieții pământești,
Veșnicia pentru noi este o închisoare cu ziduri groase, în care evocăm ca într-un film viața trecută în care am neglijat viața duhovnicească, viața lăuntric. Oricine crede în Fiul nu este judecat, spune Domnul Iisus. Credinciosul merge, da dreptul la Iisus, pentru a primi noi însărcinări. Dar cine nu crede a și fost judecat. Altfel spus, necredinciosul nu știuse că tot timpul este observat și judecat de Dumnezeu. Acum el își vede judecata și începe starea de conștiință iată. Toate vorbele care au fost rosite pe la colțuri vor fi trâmbițate de pe acoperișul casei. Și toate faptele care au fost săvârșite la întuneric vor fi aduse la lumină. În sufletul necredincios se produce un chin de iad prin revizuirea vieții trecute. Bogatul nemilosiv care era în iad, care era în locuința morților, zice, între altele, grozav sunt chinuit de văpaia aceasta, iese focul remușcărilor veșnice. Sufletul atașat de pofte a rămas cu aceste pofte sau patim, dar nu mai are nicio posibilitate de a le satisface. Dincolo nu mai există foame și sete, dar există lăcomia și pofta, fiindcă acestea aparțin sufletului, deși își găsesc satisfacția sau împlinirea prin simțuri, adică fizic. Lăcomia de bani, băutură, filme, muzică, pornografie, glume stricate, îmbuibare, bârfă și altele de felul acest. Chinul iadului este ca și chinul omului care se singe de sete în deșert, dar amplificat, fiindcă se extinde la toate patimile și poftele. Îți iese adusă înainte toată viața trecută greșit. Omul născut din nou s-a curățit de mult de toate aceste pofte. Viața este retrăită în sens invers, de la moarte la naștere, cum spune cartea Eclesiastul în capitolul al 3-lea, versetul 15, că Dumnezeu aduce toate lucrurile înapoi. Se retrăiește viața episod cu episod, dar și sentimentele. Dacă, de pildă, într-un acces de mânie ei produs cuiva o durere, vei retrăi evenimentul, însă în loc de satisfacția pe care ți-a dat-o altă dată această agresiune, vei simți tu durerea pricinuită celuilalt. Abia după moarte îți dai seama că, lovind în altul, ai lovit în tine. De iadul acesta de nedescris, cel credincios a fost izbăvit prin jertfa Domnului Iisus, care a îndurat el tot acest chin de moarte în locul nostru. Cum spune apostolul Petru, că Domnul Iisus a dus în locuința morților, adică în iad, să vestească Evanghelia celor care erau în închisoare, în întuneric, în lanțuri. Creștinul adevărat, născut din nou, moare înainte de a muri, și trăiește înainte de a trăi. Dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Moartea nu este sfârșitul tuturor lucrurilor. Dimpotrivă, prin moarte omul iese pe o ușă și intră pe altă ușă. Numai că pe ușă scrie bucurie veșnică, iar pe cealaltă ușă scrie durere veșnică. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, ci El privește la inima noastră. Și la sfârșitul vieții sau la sfârșitul veacurilor, Iisus, judecătorul cel drept, va spune numai unul din cele două cuvinte posibile în dreptul fiecărui om și în dreptul fiecăruia dintre noi. Și El va spune: fie vino, fie du-te, și de cuvântul acela va depinde locul în care ne vom petrece veșnicia. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Și tot aici, în 1 Petru, în capitolul al 4-lea, cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi în lume,
Versetul 12 spune așa, preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Doamne ajută și Doamne dă izbândă! Doamne, Stăpâne, mărește necredința și ajută necredinței noastre acum și în vecii vecilor. Amin. Într-o zi va fi totul nou, Iisus, rănile ce dor vei lega. Toate trec, dar tu veci rămâi, Domnul meu. Totul voi pricepe într-o zi, Iisus, orice îndoiel vor muri. Toată teama o voi lăsa în urma mea. Când în cer vom ajunge, o ce zi glorioasă atunci va fi, când vom fi cu Iisus, fața Lui o vom privi. Într-o zi îl vom întâlni pe Iisus, copleșiți de-al său mare har. Și într-o clipă vom fi schimbați, o ce zi. Vino zi când liber vom fi, Iisus, când lupta noastră se va sfârși. Gloria ta atunci vom vedea, o ce zi. Când în cer vom ajunge, o ce zi glorioasă atunci va fi, când vom fi fața Lui o vom privi. Când în cer vom ajunge, ce zi glorioasă atunci va fi, când vom fi cu Iisus, fața într-o zi îl vom întâlni pe Iisus, copleșiți de-al său mare har. Și într-o clipă vom fi schimbați, într-o clipă vom fi schimbați.
într-o clipă vom fi schimbați. O, ce zi! Când în cer vom ajunge, o, ce zi glorioasă atunci va fi! Cer vom ajunge, nu vor mai fi lacrimi, pentru că El va șterge orice lacrimă. Nu va mai fi boală, nu va mai fi durere, suferință, pentru că moarte nu va fi. Când în cer vom ajunge, va fi pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Amin.